Salut! Alex, salut! Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația pentru acest interviu. Noi astăzi vom discuta despre pistele de bicicliști și, în general, bicicleta ca mijloc de transport în Chișinău. Și vreau să te întreb tine cât de des, în general, folosești o bicicletă pentru a te deplasa în Chișinău, care sunt cele mai frecvente obstacole pe care le întâlnești deplasându-te pe ea. Îmi place să folosesc bicicleta și în acelea zile când nu eu duc copil la grădiniță, deci eu prefer să merg cu bicicleta la serviciu. Noi la serviciu avem chiar parcare la etajul minus 1 pentru biciclete, unde lăsăm bicicleta, trecem prin duș, avem duș la serviciu și ne ridicăm sus deja absolut gata de lucru. Și este un mod ideal ca să te menții în locuri de tip așezător, deci e perfect că bicicleta până te ridici la deal, până cobori, este foarte bine. Eu nici nu pornesc sistemul electric. Ce ține de bicicleta prin oraș, eu cred că e foarte periculos. În 2008 eu am fost lovit de bicicletă și cu bicicletă mergeam și o mașină m-a lovit, deși mergeam regulamentar. După mașina nu m-a considerat ca o parte de mișcări, deci eu am să începes ploaia, deci era la Buican pe Alba Iulia și eu mergeam așa, ei sunt întors sus și eu am zburat câteva vreo 10 metri și am spart parbrizul pentru mașina aceea și ea a fugit. După care un an n-am putut să mă sui pe bicicletă din nou, nici la volan nu puteam, deci era foarte stresant. Eu cred că Chișinău nu este gata la moment, după infrastructură, după organizare, cum este făcut pentru biciclete, mai ales conexiunea între raioane, să fie cumva poate niște stres doar pentru bicicliști și este destul de periculos. Și noi, de exemplu, ca companie, noi oferim servicii de chirie bicicletelor, dar categoric nu oferim în Chișinău. După acest caz și au mai fost cazuri. Deci în 2006 eu am fost acela care inițiator am deschis pista de biciclete până la aeroport și înapoi. După care, fix după ce s-a deschis și copiii se deplasau pe viaduct. Deci nu după unul, după altul, dar câte trei așa, noi și vorbeau unul cu altul. Deci câțiva copii au fost, din câte cunosc, loviți cu mașini care mergeau cu viteză extraordinar și eu de atunci niciodată nu recomand ca oamenii să meargă prin oraș, pe stradă. Dacă mergi pe bordură unde merg pitoni, deși aceasta nu este conform legii, tu nu ai voie dacă ai pe bicicletă, trebuie să mergi pe unde merg toate mașinile, dar este foarte periculos. Da. Noi în Chișinău, în general, avem doar 4 km de piste pentru bicicliști și cât de eficiente sunt acestea amenajate? Eu cred că nu este suficient. Deci ar fi bine să fie mai gândit și într-adevăr să fie niște punte, să fie niște legături care să permită acest flux de bicicliști să fie. Primăria Chișinău a elaborat acum recent un proiect cu Green City Lab prin care se planifică construirea 400 de km de piste de bicicliști în Chișinău până în anul 2026. Tu crezi că aceasta cumva va impulsiona ca mai mulți cicliști să folosească acest transport alternativ? Exact. Deci eu cunosc în Lituania, deci a fost un asemenea caz, primăria chiar a achiziționat niște biciclete care stăteau în diferite raioane, puteai să iei bicicleta aici și să o lași în alt raion, aici cumva cu bonusuri, s-au furat toate într-o săptămână. Dar ce a rămas? Au rămas acele piste și toată lumea masivă a început să folosească bicicletele în Lituania. Deci până atunci nu era, era la fel ca și în Chișinău. Din moment când toată lumea s-a mișcat pe biciclete, s-a schimbat modul de transport, este mult mai sănătos și nu e așa de aglomerat orașul. Cum și-ai menționat că pe carosabil oamenii se tem să meargă pe bicicletă și în acest sens tu cum procedezi în oraș? Te deplasezi pe carosabil sau te deplasezi pe trotuar? Deci asta e contrar legii. Mai mult pe trotuar, din cauza că pe carosabil este periculos. Și nu recomand la nimeni să se deplaseze pe carosabil, deoarece acum este, deci nu este considerat. Șoferii când merg, ei se uită la alți mașini, dar nu se uită la bicicliști ca ei să aibă drept la acest lucru. Și mie îmi pare că asta este foarte periculos. Asta e părerea mea. Și nu doar, eu am avut 3 accidente și unul dintre care am stat și în spital, în urgență după asta și bine că acum atât e ok. Sper
că pe viitor să fie aceste conexiuni între Botanica, Ciocana, Râșcanovca, unde să poți merge. În primul rând să fie frumos și să fie cât de cât să nu fie așa pericol mare. Noi cum suntem la o stație pentru transportul public, dar în alte țări este dezvoltat acest serviciu de închiriere a acestor biciclete la stații anumite. Este gata ca Chișinău să treacă pentru închirierea bicicletelor în comun a cetățenilor? Nu, dacă nu rezolv problema de securitate ca să nu fie uciși cicliștii, n-are sens. Dacă rezolv, la sigur asta va fi un boom care va încuraja lumea să folosească alte mijloace. Deci lumea are niște stereotipuri cei ce sunt de biciclete. Că, de exemplu, la deal, ca să te ridici, trebuie să fii super mare sportsmen și așa mai departe. Acum bicicletele de azi au viteze, unde poți să schimbi la o viteză mică și poate încetișor, dar mergi la deal fără ca să te obosești tare. Și bicicletele, costul bicicletei este foarte mic relativ pentru una cât de cât poți merge și oricine poate să-și permită. În acest sens, dacă ai menționat că ai avut deja o experiență mai negativă cu accidentele care s-au întâmplat, dar care sunt frecventele greșeli pe care le comit și cicliștii în traficul din Chișinău? De exemplu, în Europa, majoritatea orașelor mari, intrarea în parcuri cu bicicleta este interzisă. De ce? Deoarece sunt copii mici, am și eu unul, care dacă văd un fluture și aleargă după fluture, ei nu văd nimic în jur. Și în cazul ăsta, dacă cineva merge cu o bicicletă și lovește în copilul celălalt, chiar dacă acolo este organizată, marcată o pistă de biciclete, părerea mea că în parcuri, deci în zona unde se plimbă cu copii, trebuie să fie interzise acolo biciclete. Și de ce? Deoarece am văzut multiple cazuri. Și uitați pe Facebook câte neplăceri sunt de la părinți care au copii și din cauza asta nici nu merg ei în parcuri, de exemplu, Valea Morilor, că e periculos. Dacă îi suferim unele exemple, cum este Olanda, aceasta este cunoscută nu doar pentru lalele, dar este vestită în lume ca și țara pentru cicliști. La o populație de 17 milioane, acolo revin în jur la 23 de milioane de biciclete. Dacă nu mai mult. Dacă nu mai mult chiar la moment. Eu am mers în Olanda. În general, Chișinăul are o șansă de a veni a doua Olandă la acest capitol și ce ar trebui să facă ca aceasta să se întâmple? În Olanda, eu merg acolo cu bicicletele, acolo dacă mergi, de exemplu, până în centru cu bicicleta, ajungi mai repede decât cu mașina. E făcut așa că mergi cu bicicleta tot timpul drept, dar poduri sunt făcute ca să fie mașinile să treacă peste tine sau sub tine, dar tu să mergi fără ca să ai vreun obstacol. E tare super experiență și vii la serviciu, acolo și drept la dâns și drept. La noi puțin mai multe nivelări sunt care trebuie să ridici și dealul sau să cobori de la deal. Dar, după părerea mea, nu este un obstacol că Chișinău devine asemenea oraș. Chiar dacă municipiul Chișinău intenționează să construiască mai multe piste pentru bicicliști, aceasta cu siguranță nu e suficient. Tu cum crezi? Cum ar trebui de motivat cetățenii ca ei să treacă pe acest transport alternativ? Să înțeleagă această cultură a mersului pe bicicletă? Securitatea, primul rând. Dacă tu garantezi și comoditatea, de exemplu, eu să ajung în centru de la Sculeanca și nu trebuie să merg toate acestea, deci cu mașini să nu mai intersectez și eu ajung într-un mod relativ mai, să nu fiu lovit de mașină sau copilul meu să meargă la școală. Deci asta este prima. Dacă chestia asta e rezolvată și este îngrădit separat, deci eu cred că șansa ca să treacă toată lumea cu bicicletă e enorm de mare. Noi dacă încurajăm totuși oamenii ca să meargă pe bicicletă, ei totuși ar trebui să cunoască care sunt drepturile, dar și obligațiile acestora în traficul rutier. După experiența ta, dacă ne poți spune ce ar trebui să facă și ce n-ar trebui să facă un ciclist atât timp cât se află lângă mașini în trafic? Nu, sigur. Când mergi și vezi, nu trebuie să mergi prea aproape de mașină, că poate fi deschisă ușa. Trebuie să ții cont când mergi, de exemplu, la vale, sau în general mergi după o mașină cu viteză mare, timpul de frânare a unui biciclist, el e mult mai lung decât unei mașini. Mașina a apăsat pe frână și s-a oprit, dar tu dacă iai o viteză sau mergi de la deal, tu nu te oprești și lovești mașina. Da. Asta e 1, 2, 3,
trebuie să ai numai decât cască. Eu probabil nu ar fi vorbit cu dumneavoastră dacă n-ar fi să am cască atunci când am avut accident cu celălalt și alte accidente la fel. Și trebuie să fii cu patru ochiuri peste tot, adică să fii foarte... Chiar dacă tu mergi corect, vezi pe cineva mai bine, te oprești, dă-i drumul să meargă și doar așa. Dacă tot vorbim de echipament, care sunt acel set pe care un ciclist ar trebui să-l aibă atunci când el iese în carosabil, cu riscul ca să nu fie lovit de către cineva sau să fie sigur că este echipat corespunzător? Ok, pentru noaptea numai decât să fie din față un lanternă, deci ceva, și din spate să fie ceva roșu care să fie să vadă, că lumea să fie vizibil, el trebuie să fie îmbrocat în ceva ce reflectă lumina, ceva cu mai multe lucruri, mai bine să fie că asta e problema, că lumea nu este vizibilă când vii acasă de la serviciu. Și iarăși trebuie să fii foarte atent. Dacă este o posibilitate să mergi undeva pe carare, mergi pe carare mai bine și nu mergi pe carosabil, că este foarte periculos. Dar ce pedepse ar risca un ciclist atâta timp cât el încalcă regulile circulației rutiere? De exemplu, a trecut la roșu sau nu a acordat prioritate pietonilor acolo unde era necesar? Cred că trebuie să fie amendat. El este pasibil la acelorași consecințe cum și un conducător auto? Dacă așa și-i scris în lege, ca tare, și el trebuie să fie amendat. Dacă a trecut la roșu, că nu se poate, de exemplu, a trecut la unde trec pitonii și nu au mers pe jos, dar mers cu bicicleta, aceasta este o problemă. Și asta nu e degeaba, așa că când mergi pe jos, deci cineva trece, el poate să te vadă, să dai viteză, dar dacă mergi rapid, tu vezi parcă nu-i nimeni și știi cum, hop și te-ai lovit. Tu ce sfaturi le-ai oferi persoanelor care intenționează să-și procure o bicicletă? La ce ar trebui ei să atragă atenția în primul rând? Sunt biciclete, în primul rând, să vezi pentru ce. Dacă simplu să te duci la serviciu și înapoi, orice bicicletă, cât de cât nu chineză, a să fie bun. Orice. Și nu contează. El poate să aibă și 30 de ani bicicletă, ce? Ea să fie. Dacă vrei să ieși în afară orașul și să faci viteze mari și cumva pentru sport, atunci îți iei o bicicletă de șosea. Dacă vrei o bicicletă de asta de mountain bike, ca să mergi pe drumul de ăsta care e mai accidentat și să mergi să te simți stabil. E foarte, foarte ușor aceasta de... Deci cu bicicleta MTB e foarte ușor de făcut. Dacă vrei ceva să te simți chiar ca pe o Tesla, îți iei una bicicletă electrică, de exemplu ca la mine. Autonomia 70 de kilometri, poți să mergi cu dânsa și e foarte bună, deci chiar mergi la deal, parcă mergi de la deal cu dânsa, e foarte ușor și se încarcă foarte repede și zilnic, chiar dacă, de exemplu, trăiești în vodă, vin Chișinău, foarte ușor. Care ar fi acele avantaje a mersului pe bicicletă, atât la nivel de proprie persoană, cât și la o scară mai largă, dacă ne referim? Nu, sunt multe avantaje. Este că cardiovascular devine sistemul, tu în general te miști, că în ziua de azi mai mulți oameni stau și nu se mișcă și orice mișcare e bună, e binevenită pentru corpul uman și chiar merită să... Și cel mai mare probabil însuși simțul ăsta de fit cât tu ești și simți că tu trăiești, dar nu existi și bicicleta asta e probabil ceea ce îți dă aceasta. Dacă să vorbim de infrastructură, cât de dezvoltat în general este aceasta în Chișinău, dacă vorbim de aceleași locuri de parcare a bicicletelor în spațiile publice sau servicii de închiriat acestora, cum și-a menționat mai sus? Dar nici nu știu dacă aș vrea să las bicicleta asta acolo. Personal, cum procedezi? Dacă te plimbi prin oraș, ai nevoie să... O las la serviciu și nu o las nicăieri, adică serviciu acasă, atât. Dai vreun lanț antifurt în caz totuși de necesitate? Sunt lanțuri de astea, dar ele nu sunt super trainice și acei care vor să fure, ei o fură oricum. Asta nu te salvează tare.